La noapte vom avea parte de averse în centrul județului, în Botoșani și Dorohoi. În rest, deși înnorat, șansele de ploaie se anunță mici, iar minimele termice vor fi cuprinse între 16 grade în municipiul Botoșani și 17 grade în municipiul Dorohoi. Vineri, șansele de ploaie cresc simțitor. Meteorologii anunță averse după amiază în aproape tot județul, însoțite pe alocuri de tunete și fulgere. Maximele termice vor înregistra între 26 și 27 de grade.